Vaccinarea salvează vieți. Campania națională de vaccinare va avea 3 etape, acestea fiind stabilite în baza disponibilității vaccinurilor împotriva COVID-19 în Republica Moldova. La etapa 1 vor fi activate peste 100 de centre de vaccinare. Aceasta va dura aproximativ 2 luni și va acoperi vaccinarea lucrătorilor medicali, a personalului și beneficiarilor din cadrul azilurilor și centrelor de plasament temporar sau de lungă durată. La etapa 2 vor fi activate aproximativ 330 de centre de vaccinare. Aceasta va avea o durată de 3-6 luni, în dependență de disponibilitatea vaccinurilor. Vaccinarea persoanelor din grupurile de risc îi va proteja de infecție, de formele severe de boală care necesită spitalizare și, desigur, de urmările grave provocate de COVID-19 care pot cauza inclusiv decesul. La etapa 3 vor fi activate toate centrele de vaccinare din țară, aproximativ 1387. La această etapă, campania de vaccinare va acoperi populația care nu a fost vaccinată în primele două etape și va dura până când Republica Moldova nu va atinge imunitatea colectivă. Fii în siguranță! Vaccinează-te împotriva COVID-19!